Ca nu. Tot cu săracii este câțiva bogați. Păi, haideți să arătăm. Și cum spunea Ștefan, spiritul. Construim, spiritul. Începem să-l construim. Spiritul. Dacă nu-l avem, îl construim. Înțelegeți? Spiritul echipei. Care trebuie să-l refacem, să fim frumoși. Băi, toți provenim dintr-o singură zonă, da? Nu mă interesează celelalte echipe, de unde au jucători, ce... Băi, ne știm de toți. Știm stadionul ăla de la Humor, știm fiecare fir de iarbă. Știm toți, suntem, avem lucrul ăsta în comun. Toți ne tragem de acolo, toți am înălărat acolo. Hai să intrăm în terenul ăsta, să fim o familie, hai să fim prieteni, hai să jucăm rugby de calitate. Atâta vreau, da? Nu vreau să vă certați, vreau să vă sprijiniți. Atâta vreau. Da. Să fiți prieteni. Haideți aici. Un, doi, trei! Uau! Hai, băi, hai, băi! Scorul nu contează. Creștem împreună. Da, creștem împreună. Uite ce frumos suntem. Tineri, 17 sau 21 de ani. 22 crescuți la CSS Gura Humorului. 22 crescuți. Numai eu n-am crescut la CSS Gura Humorului, când era Ruibe atunci. În rest, voi toți ați crescut la CSS Gura Humorului. Nimeni în țara asta, nimeni în țara asta nu are așa ceva. Bă, nimeni nu are așa ceva. Numai noi avem. Numai noi avem. Numai noi promovăm Ruibul ăsta. Crescut acolo, Made in Moldova, în Bucovina, în Gura Humorului. Bravo, sunt mândru de voi. Și a fost astăzi de galii campioane de anul trecut, egal unor campioni de la Timișoara care au venit din țările calde și au jucat aici rugby care îl știu de la cel mai înalt nivel. Și voi a jucat la nivelul lor. Scorul nu contează, atitudinea este tot. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Băieți, două cuvinte, vă felicit pentru dăruire. Sunt vreo doi băieți care sunt puțin supărați. Hai să ștergem cu toate chestiile astea, ne facem bine, ne vindecăm. Sâmbătă avem meci frumos acasă și nu uitați, hai să trăiești rugby, să fim frumos. Hai, felicitări pentru astăzi! Hai la trei, Humorul! 1, 2, 3, Humorul! Hello. Bună ziua, domnilor! Salut, Marius! Ia spuneți-ne nouă, cum a fost astăzi debutul vostru în aceeași echipă? Special! Frumos, te-am văzut emoționat! Clar! Și Sebi e emoționat! Da! Sebi, cum a fost? Mai greu decât la juniori. De ce? Când era tata acolo? Contactele mai dure! La juniori nu era tata acolo! Da. Bun, felicitări pentru tot ce ați făcut, pentru tot ce faceți! Da, și suntem mândri de voi!